O familie numeroasă cu venituri modeste din satul Goianul Nou s-a bucurat de vizita surpriză a reprezentanților Centrului Republican pentru Copii și Tineret Artico. Mama, care crește singură 9 copii, a primit haine, rechizite și alimente. Toate au fost strânse în urma proiectului Aventura de Crăciun, derulat în luna decembrie, iar TVR Moldova a fost partener media general. Ionuț, cine? Cine este Caterina? Cine este Caterina? Cine este Caterina? Ce-ți soar? Nu-i greu. Ei ne-a adus un Lego, o căciulă, un fular, niște dulciuri, creioane și niște cărți. Mie mai tare îmi place Lego. Am primit multe rechiziții de școală, un fular, o căciulă și dulciuri. Mie îmi place cel mai mult albumele, că eu iubesc să desenez. Caiete, creioane, jucării. Elena are 45 de ani și este mamă a 11 copii. Doi dintre ei sunt căsătoriți la casele lor, pe ceilalți 9, însă îi îngrijește singură din alocațiile de la stat. Trăiesc singurică cu copiii, soț n-am. Primul decedat, cu a doilea l-am alungat că nu era de viață. Mă stărui să aibă toate, dar nu se primește. Așteptare avem numai 1150 lei pensie alimentară a fetei cu decedat tata și am ea ne-o mai ridicat 800 de lei. Câteodată am, nu plătesc câte 2-3 luni lumina, așa, pentru șoachet, grădinița la fel, așa. Ne stăruim să ajungă. Este o ultimă acțiune din cadrul aventurii de Crăciun din acest an. Inițial am avut un pom de Crăciun artic împodobit cu acești saci, cu dorințe, de fapt, metaforic vorbind, ulterior ca aceste dorințe să se îndeplinească și să ajungă chiar în mâinile copiilor. Acest act de caritate m-a sensibilizat foarte mult pe mine personal chiar și am vrut să aducem cumva zâmbetul pe chipurile acestor copii. Proiectul Aventura de Crăciun a ajuns la cea de-a noua ediție.